Șoc în casa iubirii. Robbie este chemat la eliminare. Curg lacrimi amare, nu vreau să plec. În ediția de duminică a emisiunii matrimoniale Casa Iubirii, ce va fi difuzată pe 28 iulie 2024 la Canal D, publicul va fi martor la un eveniment neașteptat și plin de emoție. Andreea Mantea, prezentatoarea emisiunii, îl cheamă pe Robbie pe podiumul eliminării, stârnind o avalanșă de emoții și reacții din partea celorlalți concurenți. Anunțul făcut de Andreea Mantea vine ca un șoc pentru toți concurenții. În ediția de duminică, vedem cum Andreea îl invită pe Robbie lângă ea, pregătindu-le pentru un interviu delicat. Vreau să știu dacă îți pare rău de ceva, dacă regreți ceva din această emisiune, întreabă ea direct, lăsându-i pe toți prezenți să-și țină respirația. Aceste cuvinte marchează un moment crucial și poate decisiv pentru Robbie, care se află în fața unei potențiale eliminări. Emoțiile concurenților ating cote maxime. Situația tensionată de pe podium se resimte profund printre ceilalți participanți. Sebastian, un prieten apropiat al lui Robbie, nu își poate reține lacrimile. Nu vreau să plec, declară el cu ochii înlăcrimați, afectat vizibil de această posibilă despărțire. Emoțiile lui influențează atmosfera generală, transformând momentul într-unul extrem de delicat și încărcat emoțional. Giulia și reapropierea cu Robbie. În mijlocul acestui tumult, vedem o legătură tot mai strânsă între Giulia și Robbie. În ultimele zile, cei doi au reușit să-și redescopere afecțiunea reciprocă, după o perioadă de tensiuni și neînțelegeri. Blonda Giulia, care anterior îl acuza pe Robbie că o jignește, acum pare să fi găsit din nou armonia în relația lor. Privirea ei plină de lacrimi adaugă o nuanță tragică situației, întărind dorința ca Robbie să rămână în competiție. Gestul romantic al lui Robbie pentru Giulia. În încercarea de a-și reconsolida relația, Robbie face un gest romantic neașteptat față de Giulia. Recent, el i-a dăruit un buchet superb de flori, exprimându-și astfel aprecierea pentru atitudinea ei dulce față de el. Acest gest simbolizează un nou început pentru cei doi și oferă o rază de speranță într-un moment atât de tensionat. Emisiunea Casa Iubirii traversează o perioadă dificilă, marcată de o scădere semnificativă a audienței. Producătorii show-ului au fost nevoiți să găsească soluții inovatoare pentru a atrage din nou publicul. Una dintre principalele idei discutate în cadrul echipei de producție este reintroducerea mamelor unor concurenți în emisiune. Această mișcare este menită să aducă un plus de emoție și dramă, aspecte esențiale pentru succesul emisiunii. Propunerea se află în prezent în curs de evaluare și are șanse mari să fie implementată în următoarele săptămâni. Mamele concurenților, odată reintroduse, promit să ofere surprize de proporții atât pentru telespectatori, cât și pentru concurenții înși. Prezența lor ar putea adăuga un nou strat de complexitate în relațiile dintre concurenți. Acestea ar putea oferi o perspectivă diferită asupra dinamicii din casă, deschizând astfel discuții neașteptate și situații inedite. Ideea de a implica mamele concurenților este văzută ca un mod de a readuce emoția autentică în emisiune. Echipa de producție consideră că această schimbare ar putea revitaliza atmosfera și ar aduce un suflu nou spectacolului. Reintroducerea mamelor ar avea, fără îndoială, un impact emoțional și dramatic semnificativ. Relația dintre concurenți și mamele lor ar putea schimba dinamica emisiunii, oferind atât momente de înduioșare, cât și de tensiune. Aceasta ar putea, de asemenea, să provoace reacții diverse din partea celorlalți concurenți, contribuind la crearea unui mediu mai captivant și imprevizibil. Reacțiile concurenților la această schimbare ar putea varia de la bucurie sinceră la anxietate intensă. Telespectatorii, în schimb, probabil vor fi încântați de noua turnură a evenimentelor, deoarece orice noutate aduce un plus de interes și suspans. Totuși, rămâne de văzut cum vor reacționa aceștia pe termen lung și dacă schimbarea va reuși să crească audiența pe măsura așteptărilor. Un alt plan propus de producători este aducerea unui concurent din sezoanele anterioare, cunoscut pentru comportamentul său controversat. Această idee urmărește să intensifice tensiunea din casă. Concurentul controversat ar putea genera materiale spectaculoase care să mențină interesul publicului. Reintroducerea acestuia ar crea momente memorabile și ar putea atrage telespectatorii în fața ecranelor. Scopul principal al acestor schimbări este crearea de tensiune și menținerea interesului publicului.
producătorii sunt conștienți de importanța unor astfel de decizii pentru succesul emisiunii. Ei analizează atent toate opțiunile pentru a alege cele mai eficiente metode de revitalizare. Nu este clar încă ce combinație de elemente va fi aleasă pentru a aduce show-ul în prim plan. Este esențial ca echipa de producție să evalueze toate opțiunile disponibile pentru a identifica cele mai bune soluții pentru revitalizarea emisiunii. Fie că vor fi implicate mamele concurenților, fie un fost concurent controversat, scopul este clar, creșterea audienței. Producția dorește să mențină suspansul și atractivitatea emisiunii, lucrând intens pentru a face ajustările necesare care vor răspunde cel mai bine așteptărilor publicului. Publicul așteaptă cu nerăbdare schimbările promise, iar reacțiile telespectatorilor vor fi decisive pentru succesul noilor măsuri. Producătorii speră că aceste schimbări vor aduce un suflu nou și vor relansa interesul pentru emisiune. Echipa este pregătită să facă ajustările necesare pentru a răspunde așteptărilor publicului, fiind conștienți că se află într-o perioadă crucială pentru viitorul Casa Iubirii. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile în săptămânile următoare, dar este cert că emisiunea va trece prin transformări semnificative. Robert Segrai, unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți din Casa Iubirii, a decis să părăsească competiția, generând numeroase discuții în rândul telespectatorilor și colegilor săi. Plecarea sa, deși neașteptată pentru mulți, este rezultatul unor factori complexi și adânc înrădăcinați în dinamica concursului. Plecarea lui Robert este, fără îndoială, un moment cheie în evoluția competiției. Robert a citat mai multe motive pentru decizia sa, printre care stresul acumulat, tensiunile constante dintre concurenți și lipsa de autenticitate a unora dintre participanți. În interviurile ulterioare, Robert a subliniat că simțea cum presiunea competiției începea să îi afecteze sănătatea mentală și că avea nevoie de un mediu mai puțin încărcat emoțional pentru a se regăsi. După plecarea lui Robert, Julia, una dintre cele mai apropiate persoane de acesta în competiție, a fost vizibil afectată. Julia a mărturisit că absența lui Robert a lăsat un gol imens și că se simte pierdută fără sprijinul și încurajările acestuia. În ciuda emoțiilor puternice, Julia și-a exprimat înțelegerea față de decizia lui Robert, reiterând importanța bunăstării personale într-un astfel de mediu competitiv. Telespectatorii au fost la rândul lor surprinși de plecarea lui Robert. Având un număr mare de susținători, Robert a fost deseori votat favoritul săptămânii. Plecarea sa a generat un val de mesaje de susținere și încurajare pe rețelele de socializare, mulți exprimându-și dezamăgirea de a nu-l mai vedea în competiție, dar susținându-i alegerea de a-și prioritiza sănătatea mentală. Robert a adus o energie unică în Casa Iubirii, contribuind semnificativ la dinamica grupului. Fiind un lider natural, Robert a fost adesea mediator în conflictele dintre participanți și a fost o sursă de inspirație și motivare. Performanțele sale în cadrul competiției au fost remarcabile, fapt subliniat de numeroasele premii câștigate și de recunoașterea primită din partea publicului. De-a lungul săptămânilor petrecute în Casa Iubirii, Robert a demonstrat calități excepționale, câștigând în repetate rânduri titlul de favorit al săptămânii și premii valoroase. Implicarea sa activă în toate activitățile și efortul constant de a menține un climat pozitiv au fost aspecte apreciate de toți colegii săi. Competiția nu a fost lipsită de tensiuni și conflicte, care au lăsat amprenta adânci asupra tuturor participanților. Certurile frecvente, schimburile de replici aprinse și momentele de lacrimi au fost omniprezente, încercând să găsească soluții la problemele de cuplu sau de grup. Aceste situații au contribuit semnificativ la stresul resimțit de Robert și, în cele din urmă, la decizia sa de a părăsi competiția. Denisa, venită în Casa Iubirii cu intenția de a dezvolta o relație cu Patrick, a avut parte de o experiență mai puțin plăcută. Patrick nu a împărtășit sentimentele și dorințele Denisei, lăsând-o într-o situație delicată. După aproape 2 luni petrecute în competiție, Denisa a fost eliminată, un moment emoționant care a stârnit numeroase discuții în rândul susținătorilor săi. Susținerea publicului joacă un rol esențial în evoluția concurenților în Casa Iubirii. Voturile și mesajele de încurajare sunt vitale pentru moralul acestora, oferindu-le motivația necesară pentru a continua să lupte în competiție. Robert, fiind un exemplu perfect, a beneficiat în repetate rânduri de sprijinul publicului, lucru care i-a permis să își demonstreze abilitățile și să câștige multiple premii.
În concluzie, plecarea lui Robert din Casa Iubirii subliniază complexitatea vieții în cadrul competiției și importanța sănătății mentale. Decizia sa a avut un impact major asupra colegilor săi, în special asupra Juliei, și a generat un val de emoții în rândul telespectatorilor. Cu toate acestea, experiența sa rămâne un testament al importanței autenticității și al integrității în fața provocărilor.